Bun găsit! Temperaturile vor fi în creștere în majoritatea regiunilor, dar se pare că norii nu vor să plece așa ușor. Să urmărim detaliile. Așadar, astăzi vremea va fi deosebit de caldă în aproape toată țara, dar instabilitatea încă se va menține. Va ploua torențial în zona de munte, iar spre seară norii vor cuprinde și sud-vestul țării. Prin unele zone va fi grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat. În restul regiunilor avem soare cât cuprinde și o atmosferă destul de plăcută. Vântul se va simți pe creste, dar și în sudul Banatului, iar temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 27 de grade. În capitală vom avea o zi neobișnuit de caldă, cu soare generos și nori strict decorativi. Vântul se va simți pe tot parcursul zilei, cu viteze de 30-40 de km pe oră, iar temperatura maximă va ajunge la 26 de grade în centrul orașului. Vă propun să vedem cum arată temperaturile pentru astăzi și în marile orașe. 22 de grade se înregistrează la Timișoara, 26 de grade la Iași, 23 de grade la Craiova, 27 de grade sunt la Brașov. Și la munte se anunță vreme prietenoasă, dar cresc șansele de ploaie. Vor fi averse torențiale în masivele vestice și în cele nordice și s-ar putea să cadă grindină, iar vântul va prinde putere la altitudini mari cu rafale de peste 60-70 de km pe oră. Prin stațiuni vor fi maxime de 19 grade la Sinaia, 21 de grade la Predeal și Poiana Brașov, 14 grade Ceahlău. Pe litoral, atmosfera va fi plăcută, cu ușoare înnorări, însă nu vor fi semne de ploaie. Vântul va bate cam tare, iar maximele vor fi cuprinse între 17 și 19 grade. Acum vă invit să urmărim ce temperaturi se înregistrează și în restul Europei. În peninsula iberică predomină vremea frumoasă, cu temperaturi în creștere. În schimb, în țările vestice și în cele nord-vestice se adună norii, însă ploile apar doar izolat. 30 de grade se înregistrează la Lisabona, 16 grade la Paris, 13 grade la Amsterdam. În țările nordice vor fi precipitații sub formă de ploaie și doar trecător se arată soarele. 23 de grade se anunță la Helsinki, 15 grade la Copenhaga. În centrul și sud-estul Europei vremea va fi destul de schimbătoare. Meteorologii anunță ploi, iar izolat vor fi descărcări electrice, dar apare și soarele printre nori. Și se vor înregistra 17 grade la Budapesta, 25 de grade la Atena, 19 la Roma. Revenim în țară și vedem ce se întâmplă mâine. Vremea va fi în general instabilă și va ploua în jumătatea de sud-vest a țării, iar izolat vor fi condiții de grindină și descărcări electrice. În restul regiunilor, atmosfera va fi plăcută, cu soare și nori trecători. Vântul se va intensifica în nordul Moldovei și al Dobrogei, dar și pe crestele înalte, iar temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 25 de grade. Atât despre vreme, sunt Dana Iancu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu TVR Info.